Ceea ce este extrem de util este semnalul pe care l-a primit, din punctul meu de vedere, toată clasa politică. Ceea ce spunea Radu puțin mai devreme și unde cred clar că are dreptate, că există această ciclicitate, fără discuție, e valabil și întotdeauna va fi valabil în momentul în care ai două partide mari. Pentru că niciodată puterea politică nu poate să mulțumească toți cetățenii unei țări. Decât în momentul în care vorbim de o țară extraordinar de mică, unde cu cât e timpul petrecut la putere mai lung, cu atât numărul celor nemulțumiți va fi mai mare. Alternativa, decât... exact. Și atunci alternativa, prima care este la îndemână, este celălalt partid mare. Este acel alt partid mare, în cazul de față PNL-ul, care a câștigat în momentul acesta cu mult peste, cred, chiar și cât se așteptau unii dintre peneliști. De asta vă spun că surpriza, de fapt, nu e aici. Că publicul, cetățeanul, votantul, era normal să se ducă spre celălalt, pentru că după o anumită perioadă de timp zici, hai să mai încercăm și altceva. Hai să redecorăm prin casă. Parcă nu mai îmi place. Bun, dar altul spune, sunt foarte nemulțumit. Încercând să proiectăm rezultatele europarlamentarilor pe situația din interior, da? Vedem un PSD care a înregistrat unul dintre cele mai proaste scoruri. Mă întreb dacă a mai cel fost vreodată... Cel mai prost după 1990. Vorbim, nu, dacă uităm de episodul primelor alegeri, când Ion Iliescu a ieșit... votat de majoritate, dar o majoritate de asta de 60, 70, 80%, nu mai țin minte exact cât. Dacă trecem de acel moment, da, este unul dintre cele mai slabe scoruri pe care PSD-ul le-a avut în timpul timpului. Atunci, continuând... Dar ce vedem acum pe tablă? Că asta e relevant. Stai. Vedem o opoziție destul de... Stai că ajungem răsunată. Și la ei. Voiam să văd ce se întâmplă cu PSD-ul. De asta spun, Liviu Dragnea, ca lider suprem al Partidului Social Democrat până acum. Omul despre care se spunea că a controlat nu doar europarlamentarele sau listele sau agenda europeană a PSD-ului atât cât a existat ea, dar a controlat guvernul. Da? Pierde alegerile și în ziua de după este arestat. Aici, da. Unde duce asta în finalizarea radiografiei interne? Unde duce asta Partidul este Social Democrat și pe noi ne așteaptă un tremur politic extraordinar de puternic în perioada următoare, pentru că dacă Partidul Democrat Social Democrat ar fi fost în opoziție, poate că interesele nu erau atât de mari. În momentul de față, chiar și dacă mai vorbim de un an de zile, un an și jumătate, să zicem, în momentul de față avem o reală problemă în ceea ce privește faptul că momentul în care ei o vor începe să aibă niște presiuni interne și niște tensiuni interne foarte mari. Am văzut deja de aseară, de la 8:30, aseară, cu declarația domnului Oprișan, s-a văzut că încep lucrurile să tremure în interiorul partidului. Când lucrurile tremure în interiorul partidului, care în momentul de față face parte din coaliția de guvernare, ALDE deja este undeva acolo, suntem și noi, dar avem și acolo e o problemă reală, atunci s-ar putea să avem o serioasă problemă noi ceilalți care suntem partea națiunii. Pentru că vom vedea un partid care se află la putere, care va trebui acum să treacă, după cum am văzut doamna actual președinte al partidului, Viorica Dăncilă, a spus că vor face congres și vor trebui să treacă printr-un set de alegeri interne, sub o formă sau alta. Și în momentul respectiv o să înceapă aceeași poveste pe care am mai văzut-o de fiecare dată și care nu e specifică doar PSD-ului. În PSD există însă mai multă forță, să spunem, decât în alte partide. Când încep liderii între ei, pentru că niciun partid nu are un singur lider și atât. Știm foarte bine că există zone peste tot, influențe foarte mari în țară, există foarte multe fiefuri în țară și oamenii aceia, toți care vor conduce acele zone, vor începe să se bată pe putere. Întotdeauna va fi aceeași poveste, pentru că așa funcționează politica. Asta nu se întâmplă numai la noi, n-am inventat roata, fără discuție. Problema este cum ne va impacta pe noi povestea aceasta. Cum ne va impacta pe noi la nivel de... Gândiți-vă că toată lumea acum se așteaptă, cei care au votat, oamenii care au ieșit la vot, se așteaptă să vină cineva, sub o formă sau alta, că sunt alegeri anticipate, că așteptăm europarlamentare, că orice, și să înceapă să repare din problemele pe care ei le-au subliniat de-a lungul timpului, care sunt reale, nu sunt reale, e irrelevant. Ei se așteaptă să se dea un undo. De multe ori acel undo
nu funcționează.